Continuăm studierea cărții profetului Osea, pe care a prorocie, pe care Dumnezeu a dat-o lui în perioada în care Israel încă nu era adus în robia, în robia siriană, nici cele seminții încă nu erau duse, au mai urmat încă ceva timp și după aceea au fost duse în robie. Robia aceasta se cauzează în mare parte din cauza acelor curvii și precurvii a poporului din timpul acela, Um, și astăzi vorbim în continuare în capitolul acesta um, despre răsplata curvii și ce urmează datorită la uh, relația aceasta pe care tu o încurci cu Dumnezeu, intrând uh, în o relație de prea cu alți, așa zis, idoli, Dumnezei, învățături și așa mai departe. Interesant că Domnul Isus, prin acest proroc, prin prorocul acesta, el descoperă um, toate nelegiuirile Bisericii Contemporane de astăzi. A, fiindcă proroc, prorocii au scris nu numai pentru generația și de atunci, atunci au avut o aplicare foarte temporară. A, toate prorocile, de fapt, au de-a face cu poporul spiritual, fiindcă și cu, um, uh, vorbirea pe care Dumnezeu o are, o are, o, -te, sunt termeni duhovnice și nu este la direct. Dacă okay. curvia și precurvia spirituală este primul păcat în relație cu Dumnezeu, care mai devreme sau mai târziu va duce omul sau adunarea la totală deviere de la toate căile și instaurările lui Dumnezeu. A, amanții sau ibovnici, așa cum îi numește Cornelescu, bisericii de astăzi sunt orice surse de învățătură spirituală, mă refer, și de forme și metode în slujire. Da, nu -am, nu, nu, nu am făcut nicio aberație acum că n-am zis toate, Nu am făcut o generalizare, de fapt. Am zis în felul acesta din motiv că nicio adunare pe tot pământul acesta astăzi nu a mai rămas care să se țină de tot adevărul lui Dumnezeu lăsat în legea lui și nu este o mărturie a mea personală, fiindcă nu cunosc toate adunările pe pământ, dar este ceea ce Dumnezeu zice prin toți prorocii și prin apostoli. Chiar și cele mai evidente, sau um, instaurări din lege, Nimeni nu le mai ține astăzi, și aici mă refer la șabat și la perioadele de sărbători care sunt instaurări veșnice. Ca rezultat, la învățăturile, la doctrinele, la teologie, a, a, în toate adunările, în creștinism, bisericile s-au umplut cu spin și mărăcini sau și-au zidit niște ziduri în față, niște pereți, datorită cărora Dumnezeu le-a blocat drumul sau a blocat drumul adunării de astăzi ca să nu mai aibă, să nu mai poate merge mai înainte. Cu ce scop Dumnezeu face aceasta? Este foarte simplu. Dacă observăm și din acest proroc, cum Dumnezeu vorbește ca biserica în sfârșit să ajungă, să strige la el și să se întoarcă la bărbatul cel din tâi, adică la Domnul Iisus, cel din Scriptură deja. Așa că, în continuare, Dumnezeu vorbește prin Osei în versetul 8, deja data trecută noi am, am reușit uh, cele șapte versete, încercăm să ajungem până la final, probabil că uh, va lungi poate și mai lung chiar astăzi. Versetul 8 spune, sună în felul următor. N-a cunoscut, adică a, uh, cine? Israel n-a cunoscut că eu îi dădeam grâul, mustul și unde lemnul și au închinat slujbei lui Baal, argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. Interesant, ce n-a cunoscut biserica în vechime? Sau în generație? A, verbul a cunoaște a, din acest verset are un înțeles foarte larg și profund. Acest cuvânt se folosește în relații intime între bărbat, a, între soț și soție. Acest cuvânt, de asemenea, se folosește într-o relație între două persoane care se înțeleg fără cuvinte. Cu alte cuvinte, prin expresia aceasta, Dumnezeu, a, a, sau Domnului Iisus, mai degrabă zis, a zice că Biserica din generații nu l-a cunoscut pe el și nu l-a descoperit pe el în persoană. Dumnezeu zice că nu a cunoscut că eu îi dădeam griul. Înțelegeți că nu despre greu se vorbă. Cu alte cuvinte, bisericile nu au înțeles că cuvântul duhovnicesc poate veni numai de la Dumnezeu și nu din alte surse și biserica nu a descoperit înțelesul duhovnicesc a acestui cuvânt, de aceea și-a alergat la ibovnici, care, la rândul lor, trebuia să-i dea acea hrană duhovnicească, spirituală, cum numim noi pe înțelesul ei, așa zis răstălmăcit după felul lor de a fi. Biserica nu a reușit să aibă parte de bucurie, fiindcă spune că bucurie. Să aibă parte de bucurie spirituală, ca rezultat al a interpretării incorrect al, cuvântului lui Dumnezeu și biserica nu a reușit să discearne duhurile și în final a confundat Duhul lui Dumnezeu cu alte duhuri mincinoase care au intrat în adunerile din, deja din generație multe. În perioada apostolilor era, și în perioada ucenicilor apostolilor era diferit, dar în timp, învățătura apostolilor a fost amestecată cu sânge, adică a fost amestecată a, și interpretată și transformată într-o învățătură de moarte. Domnul zice că biserica a închinat lui Baal argintul a, și aurul mult pe care îl dădea. Numai, Baal, cine este Baal? Baal, în traducere, este domnul sau stăpânul. Argintul este un simbol al învățăturii bisericii. Este un material scump, prețios, dar este mai jos decât aurul. Aurul simbolizează învățătura bisericii locale care a fost scoase și a fost, într-un fel, făurite sau create datorită Cuvântului curat al lui Dumnezeu aurul la rândul lui este simbolul cuvântului curat, adică neamestecat, neinterpretat, așa cum Dumnezeu l-a zis, dar care și mai prezintă slava lui Dumnezeu întrupată. Aceasta este slava lui Dumnezeu, adică cuvântul lui. Și mă refer acum la lege și la proroje, sigur. Domnul zice că învățăturile în biserici slujesc astăzi altui domn și nu Domnului Isus. Chiar dacă ele își au rădăcina, adică învățăturile acestea, își de rădăcina în Cuvântul lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu nu va lăsa ca veșnic slava lui să fie călcată în picioare și numele lui să fie călcată în picioare. De aceea el zice că îmi voi lua iarăși înapoi. Înțelegeți? Este o, progresie, sau este o regresie a, și urmează o progresie. Dar de la început este întâi această regresie sau este ruinarea, cu alte cuvinte. A, Dumnezeu zice, îmi voi lua iarăși înapoi griul la vremea lui și mustul la vremea lui și îmi voi ridica iarăși de la ea lâna și inul pe care îl dedusim ca să-și acopere goleciunea. Mai repet, dar probabil că, nu știu dacă mai are rost, dar totuși cred că majoritatea deja înțelegeți că Dumnezeu nu vorbește aici despre grâu, despre mus, despre lână, despre in, despre aur, despre argint, în sărăsul lor direct. De aceste lucruri au și cei buni și cei rău. De aceea nu trebuie să ne uităm la grâu, că Dumnezeu nu a luat pâinea dinaintea copiilor sau oamenilor. Însă, Dumnezeu zice că vin timpurile când Dumnezeu își va ridica grâul sau își va lua înapoi greul la vremea lui. Ce este aceasta? Nu este cu a, a înțeles negativ. Aceasta înseamnă că poporul va predica din nou cuvântul lui Dumnezeu, însă de data aceasta va fi o jertfă plăcută lui Dumnezeu, datorită că va fi predicat, curat și neamesticat. Deja va fi o jertfă plăcută. De asemenea, despre must. A, Dumnezeu zice că își va lua înapoi mustul la vremea lui. Mustul este vinul nou datorită că slujitorii lui Dumnezeu va fi, va, vor descoperi cuvântul lui Dumnezeu și îl vor predica curat, credincioși și vor avea parte de o bucurie duhovnicească, mereu proaspătă și aceasta care a rezultat la aceasta, credincioșii vor aduce o jertfă de laudă și mulțumire în adresa lui Dumnezeu, care este plăcută, o jertfă plăcută lui. Din nou, despre jertfe, da? fiindcă toate lucrurile care le spune că își vor lua înapoi musul, sunt lucrurile care trebuia să fie aduse jertfă lui Dumnezeu. De asemenea, Domnul Iisus zice că a, iarăși va ridica de la ea lâna și inul care i-au fost date ca să-și acopere goleciuna. goleciuna. Acum, lâna, este a simbolul învățăturilor a spirituale prin care Dumnezeu arată efectul adevărului lui Dumnezeu în două feluri al lui. Unul este lână. Lână este partea a mai explicat, dar poate mai are roș și încă o dată. Lina este partea cuvântului lui Dumnezeu a care mustre corectează, îndreaptă, taie ca în final omul lui Dumnezeu să ajungă să fie bun și pregătit pentru orice lucrare bună acum credincioșii în viitor, vor primi mustrările Domnului prin cuvânt și aceasta va fi înaintea lui Dumnezeu o jertfă plăcută lui. Inu este partea cuvântului lui Dumnezeu care îmbracă pe credincios în neprihănirea Domnului Iisus. Îl îmbracă pe credincios cu alte cuvinte cu Domnul Iisus, cum spune Apostolul Pavel. Ca rezultat, Dumnezeu a, va fi proslăvit datorită că credincioșii care au un caracter, a, sau datorită la aceasta, credincioșii vor avea un, un caracter neprehănit și vor avea fapte neprehănite. Prin aceasta, din nou, va fi o jertfă plăcută înaintea lui Dumnezeu ca calitatea acestor credincioși. de deci, aceea, noi toți avem nevoie de aceste, fel, de aceste două feluri de haine, de lână și de in. A, ca să nu ajungem să, să, fim goi înainte lui Hristos sau să ajungem să fim dezbrăcați de Hristos în ziua venirii Lui. Aceasta, Apostol Pavel vorbește la 2 Corinteni, aceasta găsim în Apocalipsa, Domnul Iisus descrie biserica. Cu alte cuvinte, nu este destul ca omul sau credinciosul să fie îmbrăcat numai cu lână, adică a să umble numai în regrete și remușcări datorită păcatelor și nelegirilor zilnice. El trebuie să se îmbrace cu inul, care este neprihănirea lui Hristos trăită zilnic de el. Versetul 10. Dar acum, cu alte cuvinte, aceasta este un viitor pe care Dumnezeu va descrie, va fi așa, dar acum, dar în perioada aceasta, din păcate, dar acum îi voi descoperi rușinea înainte ei bovnișilor ei și niciunul nu va scoate din mâinile mele. De ce Bunul Dumnezeu ar face de rușine biserica înainte la, întreaga lume? Sunt două motive foarte evidente, probabil. Sunt mai multe, dar acestea sunt de la suprafață. Adel motiv că biserica și aceasta este o, a, um, partea cheie, probabil. de motiv că biserica nu a recunoscut că era goală. Este imaginea bisericii din la Odiseea, din ultimele timpuri. Aș și fiindcă nu a recunoscut că era goală, fiindcă ea se considera că ea are de toate, este bogată și uh, nu a înțeles că este goală, a, nu a recunoscut că este goală, ea nu a reușit să se îmbrace în neprihănirea Lui Hristos să se îmbrace cu Hristos. Și al doilea motiv de ce face Dumnezeu toate acestea este ca să fie posibilă, totuși, a întoarcerea și pocăința aceasta sau recunoașterea din partea bisericii. Nimic și, nim și nimeni Nimic și nimeni nu va putea să oprească acest proces a cără Domnul deja i-a dat startul de ceva timp deja. El deja trebuie să ajungă în final sau a ajuns la final deja. În timp vom, vom vedea. Acest proces este relativ scurt dacă îl luăm, probabil că ține da, câțiva ani, dar nu atât de lungi. După acest proces, după acest proces, lumea și neamurile care astăzi își tronfel, își bat joc sau se uită cu dispreț la adunările lui Hristos și ele vor fi date de rușine, numai că rușinea aceasta deja va fi veșnică. Haideți să uităm ce Domnul zice că mai are loc astăzi are loc astăzi deja în biserică din timpurile noastre. Domnul zice în versetul 11, voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, șabatele ei și toate perioadele de sărbători. Iar sărbătorile par să repete două ori și nu este chiar așa în ebraică, sună puțin diferit. Unu, Sunt cinci lucruri enumerate aici. Domnul zice că a încetat bucuria spirituală și datorită la ce? Datorită lipsii adevărului și Duhului Sfânt în adunare. Bucuria firească poate să persiste, desigur, însă nu și cea duhovnicească. De asemenea, spune că Dumnezeu va încerta sau a încertat sărbătorile duhovnicești. Evident este, dar partea aceasta de sărbători, mai mult ține de sărbătorile acestea bisericești care sunt create, cum era la noi, așa ziceam noi, sărbătoarea botezului. Dar și ceva de genul acesta, fiindcă sărbătorile Domnului au o altă, o altă formă lor. De asemenea, spune că Dumnezeu va înceta lunile noi. A, am cercetat mult despre lunile noi în Scriptură și încă nu am înțeles ce înseamnă luna nouă în înțelesul ei duhovnicesc. Încă mai descoper și încă sper să, că Domnul să-mi ce înseamnă luna nouă. 4. Dumnezeu spune că va înceta șabatele. Din păcate, șabatul Domnului este a, uitat de multe generații deja. Șabatul Domnului este a șaptea zi din acele șapte sau din săptămână, după calendarul lunar. Astăzi nici chiar a, națiunea Israel nu se mai ține de această zi, chiar dacă ei cunosc când ea este. A, și de asemenea, șabatul a, Domnului mai presupune o cultură cu instaurările poruncite de Dumnezeu care se practică în șabatul Domnului. Este o cultură a împărățirii Lui Dumnezeu. Partea aceasta, în genere, de mult este uitată. 5 domnul zice că va înceta toate perioadele de sărbători în limba ebraică este un cuvânt moed care se găsește la Levit 23 și în alte locuri în multe locuri și în Deuteronom se repetă care sunt niște instaurări pe care Dumnezeu le-a dat sau sunt trei perioade mari pe parcursul anului, pe deasupra la șabat, cu sărbătorile și festivalurile în cinstea lui Dumnezeu. Acum, aceste sărbători, aceste festivaluri, dacă noi putem să le numim în felul acesta, trebuia să este porunci de fapt, ca să fie niște sărbători în cinstea lui Dumnezeu, însoțite de o bucurie și veselie. Este o cultură de mulțumire, de laude, de glorie în adresa lui Dumnezeu, de bucurie. Și partea aceasta dacă luăm ca perioade de sărbători și ca cultură, ea nici deci nu mai știm probabil, deci nu mai putem să mai descoperim când a fost uitată deja. Mai ales dacă luăm în considerație și faptul că perioadele cu sărbătorile Domnului, ele de mult nu se mai practică cu siguranță de nimeni în lumea aceasta. Acum, împlinirea acestei părți a profeției din universul acesta, ea a avut loc deja de mult. Noi îl trăim de mult timp deja fiindcă tot regresul acesta, a, el a avut loc în, în generații și nu în, 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 în vreo câțiva ani. A, de asemenea, Domnul zice, a, îi voi pusti și viile și smochinii, despre care zicea, aceasta este plata pe care mi-au dat-o Ibon și mie. Le voi preface într-o pădure și le vor mânca fiarele câmpului. Înțelegeți că nu este vorba despre vii și smochini și înțelegeți că nu este vorba despre păduri, fiindcă fiarele nu mai are încă copaci din pădure. de deci, aceea ele toate sunt, ce și zic, că tot, tot ce spune Domnul are înțelesul duhovnicesc. Vie este simbolul adunărilor lui Hristos unde trebuie să fie a prezența lui Dumnezeu smochinii, sau smochinu, smochinii, este simbolul slujitorilor, bătrânilor și cei care sunt puși în fruntea poporului, care conduc, după toate, au neprehănirea lui Dumnezeu și conduc după neprehănirea lui Dumnezeu. Ca biserici, da, ca o mărturie, cu toții noi ne-am ne, -am, a, cumva ne -am lăudat cu numărul membrilor. Noi alergam după o statistică a celor botizați, a celor pocăiți, și cumva fluturam cu statistica acesta înaintea la ceilalți. Însă nici unul din noi, nici nu bănuiam că, că acești credincioși cu care noi ne lăudam și statistica pe care o arătam, erau niște credincioși născuți din curvie și ca rezultat aceste jertfe, fiindcă jertfele ca oameni, înainte lui Dumnezeu, erau spurcate înainte lui Dumnezeu. De aceea Domnul zice, îi voi pusi vie, înseamnă ce înseamnă aceasta? Înseamnă că adunările nu vor mai avea parte și nu mai au deja, nu vor mai avea parte de oameni duhovnice și călăuziți de adevărul lui Dumnezeu. La fel despre smotini. Adunările nu vor mai avea parte de slujitori care să fie călăuziți de adevărul lui Dumnezeu și nu mai conduc după toată neprehănirea și standardul legii lui Dumnezeu. De o perioadă lungă de timp, biserica Biserică de mulți de multe generații, probabil, a, 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 au confundat sau a confundat adevărata stare spirituală cu starea religioasă cât a slujitorilor, atât și a credincioșilor. Sigur, datorită învățăturilor. Domnul zice că adunările se vor preface în pădure sălbatică și fiarele câmpului o vor mânca. Și asta înseamnă că astăzi, biserica, este plină de credincioși care nu mai rodesc roadele Duhului Sfânt și au devenit ca niște copaci sălbatici. Mai mult, spune că fiarele câmpului este, a, 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 îl vor mânca. A, fiarele câmpului este imaginea oamenilor cu influență în lume prin convingeri și felul lor de gândire. Acești oameni stele al lumei cum mai numezi, au influențat atât de mult gândirea credincioșilor și a slujitorilor, slujitorilor, că nu a mai rămas o gândire, o persoană cu o gândire curată după tot standardul neprehănirii lui Hristos. De aceea, adunările au rămas ca o pădure sălbatică și fiarele ușor mănâncă pe acești oameni. Dacă ar fi fost să înțelegem acest limbaj din generații, mulți din noi totuși am fi putut să ne cumva să ne protejăm prin adevărul lui Dumnezeu a, și a avea să reușim cumva să nu ajungem în atâtea devieri și nelegiuri la care am ajuns. De asemenea, Domnul zice, o voi pedepsi pentru zilele când temâia baalilor, când se gătea cu verigă de nas, cu salba ei și alerga după ei, bovnicii ei, uitând de mine, zice Jehova. Pedeapsa lui Dumnezeu întotdeauna este neprihănită, adică după tot standardul legii lui Dumnezeu. Atunci când adunarea sau credinciosul nu se mai ține de toate legile, poruncele și instaurările lui Dumnezeu, date în legea lui, desigur, inconștient, așa cum spune și Apostolul Pavel la Romani, inconștient vom ajunge să facem pe placul Domnului imaginat. În orice caz va rămâne un Dom, numai că el este creat, este imaginat. Numai în legea lui. Dumnezeu, în înțelesul, desigur, în înțelesul lui duhovnicesc. Dumnezeu ne-a descris felul de viață a credinciosului și felul de slujire înainte lui Dumnezeu. Numai acolo. Dacă nu descoperi de acolo, altfel n-ai cum să nu deviezi. Cosmetica despre care un fel de cosmetică, despre care uh, Domnul menționează aici uh, este un fel de vestimentație și podoabe, așa cum le, numi, le găsim și în Noul Testament cu care Dumnezeu a înfrumusețat pe poporul său. Uh, Cercetați și vedeți, mai ales la Ezechiel 16 și 23, Domnul descrie, descrie mai larg despre aceste vestimentații mai ales în Ezechiel, 20, în Ezechiel 16. Toate vestimentația și toate podoabele descrise sunt podoabe spirit ca calități de caracter, purtare și fapte după standardul, standardul, legii lui Dumnezeu. Adică ele sunt niște lucruri prețioase, scumpe în ochii lui Dumnezeu. Acum, învățăturile religioase care au intrat în biserică și pseudo-biblice au copiat și ele aceleași podoabe, numai că ele au o aplicare absolut firească. Acum, ce presupune în final pedeapsa aceasta? Înseamnă că adunările, și și nu vor mai avea acele podoabe spirituale care Dumnezeu le menționează. Nu vor mai avea acele calități de caracter, acel fel de purtare și acele fapte neprehănite care să reprezinte împărăția lui Dumnezeu. Și ca rezultat, și chiar și rugăciunile, așa spune că miros, aduce temuiere aceasta, rugăciunile lor aduc un miros neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Ca urmare, Domnul 10, în versetul 14, ca urmare, o voi adimini și o voi duce în pustiu și îi voi vorbi pe placul ei. Iată și intenția lui Dumnezeu. Atunci când adunarea sau credinciosul ajunge ca un pustiu, ajunge să recunoască că nu mai are nimic cu ce sta înaintea lui Dumnezeu, într-o stare goală de tot, cu alte cuvinte, atunci el este gata ca să primească, să accepte Cuvintele din partea lui Dumnezeu și cuvintele acestea a, ajung să fie ca o dulceață pe inimă. Abia atunci credinciosul este gata să recunoască și să mulțumească pentru toate judecățele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Intenția lui Dumnezeu este să o facă goală pe adunare, pe poporul lui, pe biserică, să o facă goală de tot ce a avea în trecut, ca să o facă goală, ca să ajungă să recunoască că este goală, așa cum vorbește Domnul Iisus și în Apocalipsa, ca în momentele acele, ea să ajungă să recunoască că este goală și să înceapă în sfârșit să se hrănească din nou, să se îmbrace din nou cu ce, cu, cu ce Dumnezeu i-a dat să fie îmbrăcată. Versetul 15. Uh. Acolo, adică în pusie, când a, a, ajunge, va ajunge să fie goală de tot, acolo îi voi da iarăși viile. să ne întoarcem la aceasta și va le acord. eu voi preface, într-o ușă de nedier. Deci, acolo va cânta ca în vremea tinereții ei și ca în ziua când să suim din pământul Egiptului. Foarte frumoasă imagine, Dumnezeu, perfectă imagine, Dumnezeu arată a, ca viitor drept. În sfârșit, după noapte vine și ziua. În sfârșit, după ruinare, se începe și zidirea. Dumnezeu mai întâi ruinează totul. Fiindcă totul a fost zidit contrar legilor și poruncilor lui. Pe această temelie nu se mai poate nimic de zidit din nou. Însă, vin vremurile, cum spune Domnul, în care tot pământul va fi plin de cunoștință Domnului după cum a, în fundul mării este plin de apele ei. Slavă lui Dumnezeu va umple pământul și va rămâne un singur nume al lumea întreagă, vă așa cum spune Domnul și prin alți poroci. În viacul în care am intrat, voi da viile înapoi, spune Domnul. Dumnezeu, în frunte cu Domnul Iisus, își va zidi poporul Lui după standardul legii Lui. Ruinarea și rușinea va dispărea și niciodată în vecii vecilor nu se vor mai întoarce în poporul Lui. Adunările vor începe să crească și se vor înmulți castelele de pe cer. Slujitorii vor împlini toată voia Lui Dumnezeu și neamurile vor alerga singure fără să fie chemate chiar să-L caute pe Dumnezeul Lui Israel. Va acord. Este un simbol al omenirii unde totul a ajuns să fie spurcat și blestemat. Dacă țineți minte, dacă nu vă zic eu, a puteți să găsiți și voi unde este scris în Valea Acor, pe timpul lui Isus Navin, așa este corect numit, nu Ioso, a fost blestemat și ucis cu pietre Acan cu toată familia lui din cauza că a luat din lucrurile interzise. Acum, chiar și lucrurile pe care le-a luat au imaginea lor spirituală care se referă la biserica astăzi, dar nu avem timp să ne ducem acolo. Acum, Dumnezeu în perioada aceea a părăsit adunarea până când, a zis el, nu vor scoate tot din mijlocul tot ce este interzis din mijlocul lor. Așa este imaginea omenirii de astăzi, din motiv că biserica s-a amestecat cu toate religiile lumea ce este, cu alte cuvinte, a luat din lucrurile interzise. Și acolo se referă la lucrurile spirituale. În veacul acesta, care am intrat deja, adunarea Lui Hristos a, se, va uita, se va uita la toată omenirea întreagă cu o nădejde. De ce? A, fiindcă a, omenirea va ajunge să fie binecuvântată și... A, Adunarea Lui Hristos se va uita cu nădejde, fiindcă de acolo vor culege multe, multe roade din cauza binecuvântării pe care Dumnezeu o va răsfrânge a, a, și omenirea va ajunge în final să, să se închine, să-L să caute pe Dumnezeul lui Israel. În ziua aceea, zice Jehova, în vei zice, bărbatul meu, și nu vei mai zice, stăpânul meu, sau Baali. Da? Din păcate, imaginea este tristă astăzi. Abia în ziua aceea, spune Domnul, adunarea Lui Hristos va cunoaște, sau va recunoaște, va cunoaște pe bărbatul ei adevărat. Dar cine este bărbatul sau soțul lui Israel? Cine este mirile adunării lui Hristos? Jehovah Elohim, în imaginea Domnului Isus. Înțelegeți? Parcă este un, nu este un confuz. Așa întotdeauna trebuia să fie. Domnul zice, nu vei mai zice Baale, sau nu vei mai zice Stăpâine, este o mică confuză aici. Oare Dumnezeu nu este stăpânul nostru, dar el este. Numai că, baale, de ce e baale. Baal este a imaginea stăpânului rău sau stăpânului tolerant, care, to care tolerează totul. Stăpânul acesta, pe care îl descrie Dumnezeu aici, nu îl reprezinte pe Dumnezeul lui Israel, chiar dacă este numit Domn în toate adunările. Fielul, cum este descris astăzi Hristos, nu îl caracterizează pe Dumnezeul lui Israel. Este un alt Hristos, de aceea și sunt baali în fruntea adunărilor. Voi scoate din gura ei numele baalelor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. Prin fraza aceasta, Dumnezeu arată că sunt mai mulți baali, mai mulți domni de aceștia. De ce mai mulți? Foarte simplu. Este Hristos numai când diferite imagini. Toate denominațiile, inclusiv și cele mesianice, îl descriu într-o formă oricare pe Hristos, care se diferă una de altă. De aceși, dar nu este după imaginea întreagă a adevărului a din Scriptură. De aceea și sunt mai mulți domni, adică un fel de Hristos, dar care au o diferită imagine sau care sunt prezentați în feluri diferit. Versetul 18. În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului și cu teritoriile pământului. Voi sfârma de pe pământ arcul, sabia și orice unealtă de război. Și voi face să locuiască în liniște. Din nou sunt simboluri spirituale și nu este vorba de lucruri vorbite la direct. În ziua aceea, sau cu alte cuvinte, în perioada aceea, și este despre ziua Domnului, dar aici este deja despre perioada de după judecata Domnului, judecata lui Dumnezeu. Fiarele câmpului, păsările răpitoare și teritoarele Pământului sunt oameni cu influență prin cuvânt care răpesc adevărul și credința din credincioși. Sau care răpesc adevărul. Ce înseamnă că Dumnezeu va încheia cu ei un legământ? Puterea adevărului Dumnezeu va fi așa de mare că ei nu vor mai putea să sfârșe și să repească adevărul din credincioși sau adevărul în genere. Domnul zice că va sfărâma de pe pământ arcul, sabia și orice unealtă de război. Și nu va mai fi război. Cu alte cuvinte, Domnul va sfărâma săgețele arzătoare care a, au ucis credința în credincioși, va sfărâma sabia care a ucis adevărul în aduneri și va sfărâma orice unealtă care astăzi se lupte împotriva adevărului Dumnezeu. Și aici, da, vor avea de suferit și unii oameni care astăzi se luptă împotriva adevărului Dumnezeu. Și cum va sfărâma? Foarte simplu cum vedem, din multe locuri, cum descrie el, prin lumina strălucitoare ca a soarelui, a adevărului și minciună nu va mai avea nici o putere pe care o are astăzi. Iarăși, aceasta începe din, din grădina Edenului, de la Adam și cu Eva, când îi spune că femeie îți va sfărâma capul, dar tu îi vei străpunge piciorul sau talpă. Iată ce mai promite Dumnezeu în versetul 19. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprehenire, lege, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Iahvă. Iată în ce caz Dumnezeu arată că prezența Lui va fi cu credincioșii și cu adunările. Spune, în cazul în care este neprehenire, lege, bunătate, în durare și credincioșie. Anume, aceste caracteristici îl face pe om și pe adunare de sigură, îl face pe om să fie după imaginea Domnului sus. Cu aceste lucruri va fi caracterizat poporul lui Dumnezeu în viitor. Iată pe rândul om. De prehânire. este un standard al stării al stării omului după toate legea lui Dumnezeu. Acest standard îl avea Domnul Iisus, și pe acest standard el l a trăit. A, și, aceasta, și aceasta va fi o cultură. Sau este și va fi o cultură care va fi multiplicată în toată lumea. Lege, sau în ebraică, este mișpat, care se referă la legile și poruncile lui Dumnezeu, ca o cultură. Este o cultură care va fi instaurată în toată lumea, dar este vorba și despre instaurări, cu alte cuvinte, tot ce au rânduit Dumnezeu să fie. Mare bunătate! Este uh, despre devotamentul a față de Dumnezeu și unul față de altul. O atitudine de bunătate și credincioșie. Îndurare este caracteristica lui Dumnezeu arătată prin jertfa Domnului Isus și arată o caracteristică care va fi o caracteristică a omului din viitor. Credincioșie. Caracteri caracteristica aceasta arată calitatea omului care rămâne credincios valorilor sau lucrurilor comune. Cu alte cuvinte, poporul va arăta sau va rămânea credincios lui Dumnezeu prin ascultarea de legile și poruncele lui, că numai aceasta ne face să avem comun cu el și numai, anume aceasta face pe om și pe popor să fie sfânt după cum și Dumnezeu este sfânt. Versetul 21 și 22. În ziua aceea voi asculta, zice Iahu, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și unde lemul și acestea vor asculta pe Israel. Corect. Când citești, nu face niciun sens de la început. Totuși, în ebraică, nu este voi asculta, zice Dumnezeu, dar zice că voi răspunde. Cuvântul acesta nu este corect tradus, dar este tradus în felul acesta că el nu face sens. Dacă mi-ai spune eu, voi răspunde. Cu alte cuvinte, cum adică să răspund cerului. Că cerul nu vorbește. Totuși, este un limbaj duhovnicesc. Care este ideea? În veacul în care vine, Dumnezeu va răspunde lumii spirituale care strigă cu alte cuvinte și va trimite la timp roua de dimineață și ploile de vreme și târzii ca să ude pământul în înțeles spiritual. Cerul va răspunde pământului, va răspunde pământului. Cu alte cuvinte, pământul, dar este cu referire la oamenii firești sau oamenii pământești. Omul va ajunge să fie duhovnicesc. Omul va ajunge să fie duhovnicesc. Pământul va răspunde griului. Adică omul pământesc va răspunde cuvântul lui Dumnezeu și îl va împlini da? Că, pământul, oamenii. Mustul și unde Domnul nu are de face cu pământul, da? omul este pus pe pământ să trăiască. Mustul și unde lemnul, sau va răspunde mustul și unde lemnul. Omul va fi plin de bucuria adevărului Dumnezeu și plin de roadele Duhului Sfânt și roadele neprihănirii. Și acestea, spune, vor răspunde, uh, uh, asculta, uh, vor răspunde lui Israel. Israel este cetatea nelegiită care reprezintă biserica de astăzi sau Israelul duhovnic de astăzi. Dar el nu va rămânea veșnic așa. Și versetul 23. Îmi voi sări pe lor hama pe pământ și voi da îndurare. Voi zice lui Loame, tu ești poporul meu și el va răspunde Dumnezeu meu. Iată de ce în primul verset Dumnezeu zice, numiți Luminți Ame și Ruhama, adică poporul meu și cea care are îndurare. De ce fiindcă Dumnezeu are de gând să înceapă să descrie procesul da de ruinare, dar și procesul de viitor care va ajunge. În final, va ajunge totuși, ca Israelul, Duhovnicesc să ajungă să fie cu adevărat, poporul și națiunea lui Dumnezeu. Nu în sens de națiune, de popor, dar în sens de a, a, popor duhovnicesc, desigur. Acum, prin cuvântul lui, dacă am observat și ați fost atenți, Dumnezeu, încă din perioade de multare, în care încă nimic nu era pus în aplicare și nimic nu a avut loc, Dumnezeu ne-a comunicat totul ca să ne preîntâmpine și să ne arate, ne arate imaginea care are să vină. Dacă am fi avut parte de ochii duhovnicești, am fi înțeles și am. Am, am fi căutat să ne păzim, să nu ajungem în devierile și în în care am ajuns. Dar, realitatea este aceasta, totuși perspectiva pe care Dumnezeu o arată este pe care ați observat-o. De ce? E încă puțin și cel care vine nu va zăbovi. A Fiți binecuvântați, Dumnezeu să ne ajute să stăm în picioare până în ziua venirii Lui, să nu cădem de oboseală, așa cum zice și El, și să ne găsească îmbrăcați, așa cum zice El, ca altfel să nu fim dezbrăcați de El. Să vedem o, o săptămână cât mai binecuvântată și dacă a, Domnul va a, ne, ne va permite, ne vedem peste șapte zile. Fiți binecuvântați. Mulțumim!